Din gara unde îl condusesem pe maestru, care își lua trenul spre Brașov, m-am întors pe jos la schele. Cine ar zice că sunt aici 5 ani de muncă? Îmi spusese el pe drum la colțul Ursului, de unde se mai văd printre vârfuri de sondă câteva din acoperișurile noastre. Vorbise cu destulă detașare și n-am avut impresia că așteaptă din partea-mi o replică melancolică. Nu e genul lui de altminteri. Într-adevăr, 5 ani. Am confirmat eu scurt. În gară până să vină trenul, i-am rezumat din nou ordinea de lucru pentru săptămâna viitoare. I-am spus să-mi semneze câteva hârtii și am încercat să redeschid discuția asupra vilei Rice, sperând să-i smulg în graba plecării o dispoziție mai conciliantă. Cel puțin dacă am mai aștepta câteva zile până se întoarce bătrânul Ralph. Nu, niciun ceas de așteptare. Lucrările se continuă cum le-am început, înțelegi? Te fac răspunzător de orice întârziere și nu primesc nicio scuză. Să se lucreze chiar dacă plouă. Spune-i același lucru lui Dronțu. Pe urmă, pentru că vorbise prea răstit, m-a luat de braț, adăugând cu vocea brusc scăzută: noi lucrăm așa. Rice, dacă nu-i place, n-are decât să dărâme. Dar noi tot așa lucrăm. Ne-am despărțit înțeleși. Era încă lumină bună de zi și simțeam nevoia să umblu singur. I-am spus șoferului să o ia înainte și să-i spună lui Dronțu că am să întârzi la cină. 5 ani. Nu mă gândise niciodată la ei, nu-i numărase niciodată. Reflexia maestrului îmi revenea acum în minte ca descoperirea unui lucru cu totul nou. 5 ani. Îi număr încă o dată. Sunt 5 în cap. Revăd ziua aceea ploioasă de martie, când am descins din automobil în mijlocul lui Ioarei. Maestrul, bătrânul Rice, Dronțu și eu, înconjurați de câțiva copii speriați și pândiți de întreg satul refugiat prin case, dincolo de ferestre și perdele. Rice nu ne prevenise că intrăm într-o zonă de ostilități deschise. Nu știam decât vag din ziare despre conflictele exploatării miniere Rice SA cu țăranii, foștii proprietari ai concesiunilor. În orice caz, eram departe de a ști ce întindere aveau aceste conflicte. Poate că nici Rice nu-și dădea seama de gravitatea lucrurilor, că semnase o serie întreagă de cecuri și avea conștiința de a fi rezolvat astfel totul. Americanul acesta osos nu va pierde niciodată groaznicul lui aer de om care poate spune oricând, oriunde și oricui, plătesc. Era ceva apăsător în acea primă plimbare a noastră prin ținut. Rice, calm, cu mâinile în buzunare, maestrul tăcut și întrebător în această tăcere, Dronțu curios, privind cu nedumerire acea uliță deșartă pe care doar câte o găină în panică o tăia din când în când, semn că totuși locurile acestea nu sunt cu desăvârșire moarte. Hei, mă! A strigat Dronțul la întâmplare, doar l-a auzit cineva. N-a răspuns nimeni și plimbarea noastră a continuat în această înțepenită liniște, până mult dincolo de capul satului, de unde începeau să se vadă la vreo 3 kilometri scheletele primelor sonde. Cu toată ciudățenia acestei primiri, cu toată ploaia măruntă care ne izbea în față, cu toate noroaiele acelea de drum desfundat, peisajul era frumos. Bucățile imense de pământ negru de curând tăiat în pieptul dealului, bolovanii mari, rostogoliți, traversele, trunchiurile retezate de copac, toate erau învălmășite ca după trecerea unui plug gigantic. Vântul bătea rece și viu, cu o ascuțită aromă de vegetale ude, mai puternică decât mirosul de păcură și cărbune ars. Dinspre schele se auzeau bătăi de ciocan și un uruit subțire, aproape muzical, de fierăstrău. Sunetele veneau distincte prin aerul dezghețat de martie.
Maestrul a aruncat o privire circulară de luare în stăpânire și am înțeles de îndată că lucrarea îl interesează. A luat pe loc câteva schițe, a luat câteva fotografii și azi mă uluiește rapiditatea cu care știe să descopere un punct de vedere interesant pe un teren. Și a notat câteva cifre, a închis toate hârtiile și clișeele în servietă și ne-a spus scurt, în chip de concluzie: o să vedem. La întoarcere, în automobil, i-am cerut lui Rice lămuriri despre oamenii din Uioara. Nu i-am văzut niciodată, mi-a mărturisit. Ei fug de mine și nici eu nu mă prăpădesc de dragul lor. Le-am plătit terenurile până la un ban, după rapoartele de expertiză. Ce mai vor? Sunt încăpățânați și proști. Prunii trebuie să fie pricina, a intervenit în discuție Marin Dronțu. Care pruni? Prunii, nu i-ați văzut? Sunt albi din vârf până la rădăcină. Nu știu ce dracu a căzut pe ei, cenușă, scrum de țigară, praf de cărbune, nu știu ce-o fi. E spiulung, ne-a lămurit Rice, material întrebuințat la săparea sondei. Am făcut în toamna trecută o primă experiență cu sonda A-19. Și nu se puteau cruța prunii? S-a cam răstit Dronțu spre surpriza noastră. Copilărie, domnule, nu e se vede prea tare în industrie petrolieră. Astea sunt riscuri inevitabile și minime de altfel. Ce e în definitiv un prun? Păi vezi, de aici vine cearta dumitale cu oamenii din Uioara, că nu știi ce e aia un prun. Mi-am amintit vorba asta a lui Dronțu de multe ori de atunci, căci n-a fost conflict în regiune, n-a fost proces care să nu fi plecat de la acești prăpădiți arbori pe care el îi văzuse din prima zi cu ochiul lui de țăran la cea din tâi generație de surtucari. Mă, frate, chestia asta cu prunii este lată, zice și el acum, când se întâmplă să ne întâlnim pe la schele cu vreun om din Uioara veche care se uită drept și încruntat la noi, îndesându-și bine căciula pe urechi, anume ca să băgăm bine de seamă că nu ne salută. Rice nu înțelege nimic. Oamenii ăștia sunt nebuni, urlă el. Într-adevăr nebuni, întărește maestrul, dar trebuie să contezi cu nebunia lor. Râd și azi, când îmi aduc aminte de capul bătrânului Ralph în aprilie, acum 5 ani, sus în biroul lui din piața Rosetti, când maestrul i-a expus propunerile preliminare. Se evaluează din nou terenurile concesionate și se distribuie un supliment de despăgubiri. Se deplasează satul Uioara din locul său de până acum cu câțiva kilometri spre dreapta până spre Albia Ursului și îi se dă o nouă așezare în acest punct. Se organizează o desăvârșită securitate pentru toate livezile ce se află dincolo de această linie și se regenerează în măsura în care au suferit până azi de spiulum și țiței, punându-se de aici încolo la adăpost de viitoare avarii. Actualul teren al satului Uioara se răscumpără din mâna țăranilor concesionari și rămâne societății pentru birouri, vile, pentru ingineri și funcționari, drumuri spre sonde și schele. Satul Uioara este pur și simplu șters de pe hartă în locul actual și reconstruit pe Valea Ursului, așa încât între sonde și cartierul general al societății să nu mai fie nimic despărțitor. Absurd, țipa Ralph Rice, absurd, țipau după el toți inginerii minieri. Adevărul e că planul maestrului era grav. Riscurile erau fără îndoială imense, iar șansele discutabile. În orice caz, Rice le discuta. Cum să uit ceasurile de luptă din biroul bătrânului, unde nopții de-a rândul până la 3-4 spre zi, maestrul, enervat de tutun și cafele, argumenta cu planșe, cu schițe, cu cifre, în timp ce Rice îl asculta furios și sumbru, măsurând camera de la un colț la altul, răgnind din când în când sau bătând cu pumnul în masă când simțea că nu mai are replică. Era
pasionant și istovitor. Statul major de specialiști era indignat că un arhitect, un profan, își permite îndrăzneli într-o afacere pe care nici nu o înțelege, nici nu-l privește. Dumneata, ai fost chemat să te ocupi de construcțiile propriu-zise ale exploatării, să clădești o rafinerie, un local pentru birouri și o serie de vile. Asta e. Ce zor ai de petrol, de spülung, de sonde? Dar puțin îmi pasă de sondele voastre. Scoateți de acolo petrol, un de lemn sau zer și mie tot una mie. Nu pot însă clădi din petice. Am nevoie de teren și spațiu. Și mai ales nu pot clădi o cetate de industrie într-un sat de podgoreni. Și nici în dreapta satului nu o pot clădi, că nu sunt nebun să las între sonde și cetate un brâu de țăran pe care o să-i afumați și o să-i otrăviți un an sau doi sau zece pe ei și prunii lor, până ce într-o zi o să se sature de fum și o să vă dea foc și vouă și sondelor cu care vă jucați de-a petrolul. Cearta nu se termina decât în zori, fără nicio concluzie și cu toți combatanții răgușiți. Fiecare punct al planului a fost câștigat și pierdut de 10 ori. Tot ce consimțea bătrânul Ralph noaptea, retracta a doua zi cu puteri refăcute. Într-o zi când lucrurile păreau mai departe de soluție decât oricând, a primit tot. A semnat tot, a cedat tot. La începutul lui mai am pus prima sapă. S-au împlinit 5 ani. Cât a fost de greu și cât a fost de simplu. Ce iubesc mai mult în arhitectură este simplificarea progresivă a ideii, organizarea visului, cu toată precizia planurilor inițiale. E ceva nebulos în orice început de construcție, căci această precizie nu e decât tehnică și abstractă. Iar sentimentul concretului al realizării nu vine decât mai târziu, după ce viața a început să colaboreze cu lucrul tău. Nu recunosc în acești 5 ani de muncă decât scheletul planurilor maestrului. Restul a venit prin surprindere, prin rezistență, prin accident. Se deplasează cu câțiva kilometri spre dreapta satul Uioara până la Albia Ursului. Era ușor de spus. Până la un punct era chiar ușor de făcut, dar au intervenit rezistențe pe care nu contam, superstiții, forțe latente care nu intraseră niciun plan și ne-au silit să ținem seama de ele. Nici Uioara nouă nu este exact satul pe care îl proiectase maestrul, transplantarea vechii comune sat de podgoreni izolat de exploatările Rais, nici Uioara veche nu este complet înlocuită cu clădiri industriale. Au fost câțiva bătrâni maniaci care n-au vrut pentru nimic în lume să-și cedeze locurile vechi și au rămas prostește cu prunii lor în bătaia valurilor de țiței și spülung. Iar dincoace, în Uioara nouă, s-au găsit câțiva tineri zăpăciți care n-au mai vrut să știe de podgorie și au coborât în vale spre sonde să lucreze la păcură. Curent dublu și invers, care schimbă întreaga regiune, tulburând vechi așezări, precipitând noi procese de formație socială, toate prea complicate ca să se vadă lămurit de pe acum. La tribunale și curți, procesele s-au împuținat, dar au rămas destule oricum. Rais plătește mereu și se tot judecă. Sunt câteva adversități locale de o tenacitate pe care nimic nu o va putea înfrânge decât târziu moartea. Nu odată se întâmplă să se spargă un geam, două la rafinărie sau la administrație. De unde cad pietrele astea? Cine le aruncă? De ce? De obicei, ancheta nu merge prea departe. E mai prudent. În 20 de ani de aici încolo, totul va fi uitat. Irevocabil uitat. Între timp, noi clădim. Rafinăria a fost gata abia acum 2 ani. Mă simt copleșit astăzi de gândul că am luat parte la ridicarea ei.
Birourile au mers mai ușor, vilele nesfârșit mai lesne. Cred că la anul în vară vom fi terminat totul. Ne-am mutat mereu cabana și șantierul spre margini, mereu spre marginile acestui mic oraș care s-a ridicat lângă noi. 5 ani! N-aș fi spus că au trecut atâția. S-a schimbat la schele echipa de noapte. De aici și din pragul cabanei se văd foarte bine lampioanele celor care se întorc în sat. N-a plouat de vreo 2 săptămâni și noaptea e senină până la albastru. Spre Ploiești cerul e alburiu. Trebuie să fi fost călduri teribile acolo. Ziarele vorbesc de 40 de grade la București. Ce ciudat mi se pare țărâitul greierilor aici între coșuri de fabrică, sonde, cisterne, ziduri de uzină. Uneori sare câte o lăcustă dintre pietre și dispare nu știu unde. N-am stârpit încă nici botanica, nici zoologia locului. Iarba crește cu furie oriunde mai prinde 2 degete de pământ liber. Zilele trecute, Marin Dronțu a zărit o veveriță pe casă și s-a crucit. De unde, mă, de unde? Este deocamdată ereditatea, câteva secole de vegetație. Va trece, va trece și asta. Nimic nu rămâne nemodificat unde descalecă Ralph T. Rice. Nopțile sunt de aici largi, calme, amicale. Nu mă îndur să mă culc. Citesc puțin, mă plimb puțin și stau mai mult întins pe șezlong, la stele, cum zice ironic Dronțu. Era vorba să trec astă seară pe la tinerii Danton, să facem muzică. Le-au venit discuri noi din Anglia, dar mie lene. Cred că Dronțu are o întâlnire de amor în Uioara, o cucerire nouă. Este niște fete, mă, ca trandafirii. Ai să ajungi spaima muierilor marine. Păi să ajung, de ce n-aș ajunge? Putere este? Este. De 2 ori pe săptămână dă fuga la oraș, de cumpără pudră și parfumuri pentru fete și neveste. Are un amor special pentru pudră roz și parfum tabac. Toată Uioara nouă miroase a colonie proastă. Ar fi ușor de stabilit după miros care anume sunt casele pe unde a trecut și a cucerit Marina al nostru. Foaie verde a bobului, mult ești mic și al dracului. Îl aud cum cântă dincolo la el în odaie și sunt vesel de veselia lui. Peste câteva minute va ieși gătit, cu guler tare, cu cravată roșie, cu baston la mână și îmi va mai spune odată înainte de plecare. Mă, nu-mi pun eu mintea cu marjoria asta a voastră, după care leșinați cu toții, nu-mi pun eu mintea cu ea, că praf aș face-o. În 3 zile n-am ce alege. O fac să se ție scai de mine. Da, nu-mi place cucoane, nu-mi place că e spălăcită și are ochii de pisoi. Bărbați sunteți voi? Fleacuri. Niște fleacuri. Mi-a trecut timp ca să-l cunosc și să-l iubesc pe Marin ăsta. La început, n-am priceput deloc ce caută el în biroul maestrului. Nu știu să fi făcut mari sprăvi în arhitectură. Băiat de inimă, cu studii tocmai atâtea câte i-au trebuit pentru diplomă. Era fără îndoială de folos biroului. Mai puțin în atelier, unde nu-i plac calculele și planșele, și mai mult pe șantier, unde vede tot și face tot. Oricum, mirarea mea n-a fost mai mică întâlnindu-l în biroul celui mai subțire om din câți cunosc. Mircea Vieru e un cartezian rătăcit în București. Marin Dronțu este un seminarist rătăcit în arhitectură. Seminarist prin fel de a gândi, prin superstiții, prin încăpățânări, un om dintr-o bucată, cum se zice elogios, elogiu pe care Mircea Vieru trebuie să-l deteste. El care e făcut din 1000 de bucăți, adică din 1000 de nuanțe. Totuși pe Marin îl acceptă bucuros, iar Marin, de la care am învățat să-i spun lui Vieru maestre, căci la început mi era greu să-i spun altfel decât domnule, îl iubește cu supunere
ca pe un stăpân. E un boier, mi-a spus el cu nu știu ce respect înfiorat odată despre maestru. Și cuvântul acesta mi l-a făcut simpatic, căci am înțeles că dacă Vieru e într-adevăr un boier, Dronțu este la rândul lui un țăran, nu un mahalagiu, cum se silește să pară cu bădărăniile lui, cu umorul lui cam gros, cu cravatele lui tricolore. Mai târziu, când am aflat de la alții istoria acelui paraclis pe care l-a ridicat la el în sat, în Gorj, cu banii adunați zi de zi din sărăcie, când am aflat orgolioasa inscripție pe care a săpat-o acolo în piatră, m-am gândit că este totuși în el ceva care îi întrece nemăsurat vocația de fante cu succes la nește fete mari, cum spune tot el, mândru de propriile cuceriri. Paraclisul ăsta l-am ridicat eu, Dronțu Marin, feciorul lui Nicolae Dronțu, care s-a născut aici în sat, și taică-su aici, și bunică-su tot aici, și neam de neamul lui aici. Ajuns surtucar, Marin Dronțu aduce cu el un dispreț străvechi pentru ciocoi. Cred că de aici vine și grosolonia lui într-adevăr afectată, ca să se vadă că își bate joc de finețuri și tiriboambe. Expresie cu care lichidează el pe vecie tot ce în viață nu se poate spune răspicat și în trei cuvinte. Mă obosește uneori insistența lui de a se recomanda. Eu sunt un opincar, bă! E și într-asta, prin exces, o cochetărie. A vorbi corect lui Dronțu, îi se pare că e un început de ciocoism. Dezacordul gramatical în limbajul lui este aproape un act filial, prin care arată încă o dată și încă o dată că el a rămas la brazdă și că își bate joc de toate sensibilitățile noastre. Este bune merele, este frumoase fetele, este reci vinurile. Când se surprinde vorbind din neatenție corect, se îndreaptă imediat. Eleganța lui personală este mitocănia, ușor punctată de un surâs, ca să se vadă că, dacă ar voi, el s-ar putea purta și altfel, numai că nu vrea. La toate astea se adaugă extraordinarul lui prost gust, de un pitoresc în potriveli absolut fără pereche. Dacă îmbracă seara o haină neagră, este sigur că va încălța ghete galbene. Dacă cravata îi e albastră, batista îi va fi neapărat roșie. Dacă poartă manta de ploaie, își alege fără greș o pălărie melon. E un prost gust, inventiv și viguros. Cred că e un semn de sănătate și de împăcare cu sine. Marin Dronțu n-are îndoieli, nu-și pune întrebări, nu caută secrete. La București are nenumărate amănți, în fiecare cartier câte una. Le duce la cinematograf, le tratează cu alune americane și de ziua lor le duce garoafe roșii și un borcan de cremă Flora. Aici se culcă cu toate fetele și nevestele din Uioara. Când se întâmplă să-l pălească vreo tristețe de amor, îi zice un cântec de la el din Gorj și pe urmă îi trece. Duminică a fost la biserică în sat și a cântat din strană Dăscălește. Are o voce caldă de copil mare, cântă serios din toată inima, pătruns de solemnitate. La ieșire i-am strâns mâinile și i-am spus cât de frumos cântase. S-a roșit tot și pentru întâia oară l-am văzut încurcat de măgulire. La câmpina în gară, așteptând curierul pe care maestrul mi-l anunțase telefonic de la Brașov, am zărit-o la o fereastră de vagon pe Marga, cu bărbatul său. E mereu frumoasă, ceea ce îmi face plăcere pentru trecut, și amenințată de o ușoară obezitate, ceea ce îmi face plăcere pentru viitor. Cum îmi răspundea la salut cu aceeași atentă înclinare a capului pe care o cunoșteam pe vremuri, mi-am amintit deodată că pe fata asta am iubit-o și m-a surprins ca ceva
cu deosebire comic faptul că acum suntem atât de străini, despărțiți de o fereastră de tren ca de o margine de lume. Curierul a venit abia cu trenul al doilea. L-am înjurat teribil. A trebuit să discut 2 ceasuri politică cu șeful gării. Marjorie Danton a trecut pe la schele dimineața. Eram prăfuit, cu mâinile murdare, cu părul în dezordine și n-am vrut să cobor. Mi-a strigat de jos, bună dimineața. Te-am așteptat aseară cu noile plăci. Ești un dezertor. Am avut de lucru, iartă-mă. Dacă mă primești, vin de seară. De seară nu se poate. Mergem la Nicholson. Phil a promis un bridge. Vino și dumneata. E îmbrăcată iar în alb. Marin Dronțu are dreptate. Albul n-o prinde. Cum e inimaginabil de blondă, blondul alb al firului de porumb tânăr, culorile deschise o fac inexpresivă. În soare, ochii care îi sunt verzi devin vineți, obrajii își pierd conturul care de obicei se umbrește spre colțul buzelor, linia gâtului nu se mai vede în arcuirea lină pe care o cunosc. Am privit-o multă vreme cum se depărta, sărind fără precauție de pe o piatră pe alta, între cărămizi, moloz și var. M-am întrebat de multe ori ce fel de viață este asta pe care o duce Marjorie Danton. Pe bărbatul său nu-l iubește și nici el pe ea. Cel puțin lucrul acesta este definitiv lămurit între ei. Au câteva pasiuni comune care le fac menajul plăcut. Muzica, înotul, schiul. În plus, mai au ca preferințe strict personale, el bridge-ul și ea romanele. Destul într-o căsnicie între 2 oameni așa de inteligenți. Totuși, îmi vine greu să cred că din atâta lucru se poate face o existență. Cel puțin, lui Phil îi rămâne laboratorul rafinăriei unde poate să-și continue lucrările și experiențele, dar Marjorie... Junele Dagany suferă zadarnic. Nu cred că Marjorie îl va iubi. Nu cred că va iubi vreodată pe cineva. O spun cu oarecare tristețe, dar și cu destulă plăcere, căci mă întreb dacă n-aș suferi puțin știind-o în brațele unui străin. Nu știu cum să explic asta, căci n-am așteptat niciodată nimic peste buna noastră camaraderie. Acum 3 ani, când Danton i-a venit aici, prima întâlnire cu Marjorie mă intimidase. Mă temeam de ce s-ar fi putut întâmpla. Aveam atâtea de lucru și Dumnezeu știe că numai complicații amoroase nu-mi trebuiau. Lucrurile s-au lămurit de la sine. Marjorie e o camaradă excelentă. Citam pe atunci la Răscruce de Vânturi a Emiliei Bronte. Țin minte că i-am vorbit cu aprindere despre carte, despre pasiunile ei, despre halucinanta poezie a eroilor. Ea cunoștea cartea, dar nu-i plăcuse. Nu-mi plac cărțile cu febră, mi-a spus. Dacă te interesează surorile Bronte, ți-o recomand pe Charlotte. E mai simplă, mai gospodină, mai liniștită. Mi-a împrumutat Shirley, romanul Charlottei Bronte, pe care l-am iubit atât atunci, la întâia lectură. Era odihnitor, limpede, de oarecare naivitate juvenilă, în care încercam să o recunosc pe Marjorie Danton. Am felicitat-o pentru buna ei alegere pe care, mai târziu, aveam să o verific de mai multe ori în literatură și în muzică. Odată am întrebat-o dacă n-are de gând să scrie. A râs. Ce idee! Totuși, când îmi trimite iarna vreo scrisoare la București, sunt uluit de animația cu care știe să povestească o întâmplare de nimic, să evoce o imagine, să scape cu neglijență între rânduri o ușoară confesiune. Muncisem toată ziua și obosit cum eram, n-aș fi crezut că stau așa de târziu la Nicholson. Oamenii ăștia au izbutit să creeze aici, în Prahova, la Uioara, o mondenitate veritabilă. E stilul rasei, probabil. La început mi s-a părut oarecum comică stăruința cu care își păstrează maniile mondene în acest colț pierdut.
Marjorie se îmbracă fantezist numai diminețile. Ținuta de seară o respectă însă cu pasiune. Bărbații sunt totdeauna la cină în haină neagră. Am încercat să fac o revoluție în favoarea cămășii fără mâneci și cu gulerul deschis, dar am fost învins. Eva Nicholson mi-a spus odată în privința asta un lucru stupid și emoționant. Faci rău că râzi de lucrul acesta. Nu e o frivolitate, e ceva mai grav. O chestiune de demnitate. Mai mult chiar, o chestiune de salvare. Dacă pentru motivul că suntem singuri, pentru motivul că nu ne vede nimeni, am ceda azi un detaliu din ce numești dumneata maniile noastre sociale și mâine altul și poimine altul, ne-am trezit într-o zi trăind în cea mai groaznică promiscuitate. Ar fi insuportabil. Fără haină neagră și fără rochie de seară, nimeni nu poate fi cu adevărat singur. Singurătatea este un lucru foarte delicat și care merită sacrificii. Trebuie să recunosc că, deși nu pricep în totul raționamentul doamnei Nicholson, seriile lor, așa de stricte sub raportul obligațiilor vestimentare, sunt comode și ospitaliere. Ai o impresie de libertate, de bunăstare, de eleganță simplă. Marjorie a cântat la pian din Deodat de Severac, debiusistul pe care l-a descoperit de curând. Era amuzant să-l privești pe junele Pierre Dagany, ascultând o rezema de colțul pianului, vizibil de trist și de fericit. Ciudat capul lui, cu trăsături semite și mongole în același timp. E într-adevăr frumos băiatul ăsta și iubirea lui descurajată pentru Marjorie îl face profund simpatic. Marjorie îl privește drept, cu loialitate, ca și cum i-ar spune: nu-i nimic, Pierre, o să treacă, ai să vezi că o să treacă. La sfârșitul lui septembrie trebuie să se întoarcă la Budapesta pentru examene și îl simte pe acum umbrit de gândul ăsta. Am plecat târziu împreună și i-am condus pe Danton acasă. Pe urmă, a mai făcut câțiva pași cu mine spre cabană. Mi-a spus câteva versuri din Andrea D, pe care n-a vrut să mi le traducă. Îi tremura glasul și simțeam că e furios pe sine însuși din cauza asta. Intrând în cameră, l-am trezit probabil pe Dronțu, care de dincolo, luptându-se cu somnul, nu s-a îndurat să nu-mi strige încă o dată: vezi cum îți pierzi nopțile? O să vă topească Marjorie asta. Și nu se găsește niciunul care să-i vie de hac. Ah, ci că sunteți bărbați! Ce surpriză, întâlnirea cu Esteheim în cazinou la Sinaia. Plezniți o conductă pe șantier exact în colțul în care lucrez eu și m-am trezit dintr-o dată liber pe câteva ceasuri. N-aveam chef nici de vorbă, nici de lectură. Și cum Hacker, neamțul de la Contabilitatea Generală, pleca cu Fordul lui spre Predeal, unde are o fetiță bolnavă, l-am rugat să mă lase în drum la Sinaia. Neschimbat vechiul meu Esteheim, blond, mărunt, cârlionțat, cu ochii mobili, extraordinar de inteligenți, cu urechea trează gata să audă orice, zgomotul unui zâmbet sau bătaia unui puls, cu mâinile agitate, zvâgnind de prea multe gesturi ce se îmbulzesc să fie exprimate. Are prea multe gesturi și numai două mâini, spunea pe vremuri Winkler. Dispăruse cu totul în ultimii ani. Nu mi-aduc aminte să-l fi zărit de mai mult de 2-3 ori, la mari distanțe pe stradă. A lipsit din țară, a umblat mult, a avut câteva istorii de amor, a făcut câteva afaceri fericite. Lucrează acum cu câteva case străine de articole tehnice foarte rentabile, cred. Teza lui de matematici la doctorat a stârnit oarecare senzație în universitate, dar de atunci sunt 3 sau 4 ani și mi se pare că matematicile nu-l mai preocupă. Sunt și eu ca fetele de ovrei care cântă cu emoție Beethoven și Schumann, până ce într-o zi se mărită, lasă pianul, uită muzica, se îngrașă și fac copii. Am simțit că îmi spune asta, anume ca să prevină întrebarea mea:
dar că, în realitate, nu crede nimic din ce spune. De altfel, era nedrept cu sine, căci banii, oricât i-ar avea de mulți, nu i-au alterat cu nimic aerul lui de om liber, în stare să piardă totul și să ia totul de la început. Aerul puțin copilăros și aiurit pe care oamenii cu viață interioară îl păstrează în bogăție, semn că această bogăție, dacă nu le este indiferentă, în niciun caz nu le este indispensabilă pentru a fi ceea ce sunt. Neglijența este umorul eleganței și nu cunosc intelectual veritabil care, fiind elegant, să nu aibă acest umor. STH, în orice caz, îl are. Cămășile de mătase, hainele de flanelă londoneză, pantofii fini și masivi, cravata cu desen subțire, de toate acestea, nu numai că nu se lasă intimidat, dar le tratează cu bonomie ca pe niște fleacuri amuzante. Ne-am plimbat prin sălile de joc și prin parc, foarte bucuroși amândoi de revedere. STH cunoștea lucrările de la Uioara și părea bine informat. Foarte interesant tot ce a încercat Vieru acolo. Voi lucrați pentru noi, proletarizați o întreagă regiune. Ba, faceți un lucru și mai grav, dizolvați antinomia țăran-proletar. Încă o superstiție care se duce. Nu există, domnule, nu poate exista în lupta deschisă pentru revoluție o reacțiune rurală. Nu cunosc rurali, cunosc muncitori și posedanți. Ce muncesc și ce posedă nu importă. În fabrici sau la câmp, problema de clasă e aceeași. N-am încercat să-i răspund, dar am surâs, regăsindu-l în ciuda atâtor ani, la fel de tenace în ticurile lui marxiste. I-am spus doar întreagăt că lucrurile nu sunt chiar așa de simple, că dacă ar fi de față la Uioara, ar înțelege că procesul e mai complex și mai adânc, că antinomia țăran-proletar nu mi se pare a fi numai o superstiție și că, în orice caz, noi suntem departe de a o fi dizolvat, așa că n-are de ce să ne felicite. Aș fi vrut să-i vorbesc despre punctul de vedere al prunilor, la care am fost silit să meditez de câteva ori de când am descins la Uioara. Dar știam că se va înfuria și eu nu aveam chef de discuție. Îmi făcea prea mare plăcere să mă prim cu el și nu voiam să-mi stric plăcerea asta. Am trecut la altele, cărți, femei, și m-am bucurat să văd cât de sensibil și deschis e băiatul ăsta din momentul în care îl scoți din marxism și dialectică. L-am rugat să mă viziteze într-o zi la Schele, dar mi-a spus că nu e sigur dacă va veni, fiindcă nu e singur la Sinaia. Era probabil vorba despre o femeie, dar nu i-am cerut detalii. Judecând după ezitarea cu care vorbea, m-aș mira să nu fie un amor la mijloc. El însuși simțea, se vede, nevoia să se explice, căci mi-a spus deodată cu oarecare oboseală în glas. Cărți, amoruri, bani, toate sunt provizorii. M-aș plictisi fără ele. Eu aștept altceva. Dar n-a venit încă momentul indicat. Suntem într-un an stupid, an de prosperitate. Aștept criza. Acolo toate cad, toate se răstoarnă. Acum sunt prea mulți bani. Prea multe excedente, prea mult optimism. Să-i vedem în 1930, în 1931, atunci o să se aleagă într-un fel. Până atunci, mă odihnesc. Nu sunt nici sentimental, nici martir. N-o să mă duc la Jilava pentru poezie. Ceasul eficace e un ceas de spasm. Acum 6 ani când ne-am cunoscut noi, a fost unul, dar a trecut și l-am ratat. O să revină într-o zi. Și pe ăla nu-l mai pierdem. Se însera. Soarele incendia ferestrele mari ale cazinoului într-o lumină violetă de jar. Ne-am gândit amândoi, se vede, la același lucru, la semnificația acestui roșu de văpaie, căci am ridicat în același timp ochii unul spre altul. Cred că te înșeli și dacă nu te înșeli, cu atât mai rău.
Erau o mulțime de femei frumoase în parc, o mulțime de rochii albe. Ne-am despărțit, prieteni. STH are vocația ideilor generale. Le pierdusem obișnuința de multă vreme, cât să fie de când n-am mai susținut o discuție cu argumente, cu probleme, cu principii. S-ar spune că mă abrutizez, dar viața e așa de simplă acum, așa de netedă. Mi-am amintit de caietul meu albastru din 1922. Pe unde o mai fi? Acasă, poate, prin sertare, prin lăzi. Am să-l caut într-o zi, deși cred că va fi jenant să-l recitesc. Câte copilării! Doamne, câte copilării trebuie să vi scris acolo! Dar poate nu cu totul din vina mea. STH are dreptate. Era un moment de spasm. Așteptam din stradă orientări și în stradă nu erau decât confuzii, stupidități, nebuloase, amețeli. Mă refugiam atunci în probleme de conștiință, obscure și ele, dar consolatoare. Jocul era ușor și îmi da în plus iluzia nu știu cărei superiorități intime. Reduceam totul la drama de a fi evreu, ceea ce este poate mereu o realitate, dar nu atât de precumpănitoare încât să anuleze și nici măcar să depășească dramele și comediile strict personale. Eram, cred, la doi pași de fanatism. A fost o bună întâmplare aceea de a-mi fi întrerupt jurnalul. Scriind, îmi întrețineam febra. Din ziua în care am aruncat acel caiet și am lăsat zilele să treacă în voia lor, fără comentarii, fără refugii, lucrurile s-au așezat cu încetul, simplificându-se, liniștindu-se. Bătrânul Ralph a venit joi din străinătate și a venit direct de la gara la schele. Avea, se vede, presimțiri. A făcut un scandal enorm de a produs panică pe o rază de un kilometru. Mi s-a spus mai târziu că la sonde și în birouri toată lumea tremura de teamă. Patronul e furios. Trecea vorba din șoaptă în șoaptă. Am avut noroc că era și Marin Dronțu de față, așa că mi-am putut permite să tac, fără ca tăcerea asta să pară insolentă. Bătrânul nu mai voia să termine. Cum? Vila lui, propria lui vilă, a lui care e stăpân, a lui care cheltuiește o avere, vila lui personală, să nu fie așa cum a vrut-o, așa cum a ordonat-o, cum ne-am permis, cu ce drept, cu ce îndrăzneală, să se termine odată de bandada asta, să se termine odată bătaia asta de joc, nu mai merge, nu mai merge, va lua măsuri, va dărâma tot, va reface tot. L-am lăsat să vorbească, știind că va obosi, și într-adevăr a obosit. De două zile n-a mai dat pe aici. L-am văzut pe la sonde și mi-a răspuns la salut bombănind. Săptămâna viitoare, când vine maestrul, va mai avea un acces de indignare și pe urmă îi trece. Astăzi seară la club, recepție în onoarea bătrânului Ralph D. Rice. Recepție de gală la uioara Prahovei. Atâtea fracuri, atâtea rochii lungi de mătase, e aproape neverosimil în ținutul ăsta cu țiței și pruni. Din tot ce a clădit maestrul aici, clubul îmi place cel mai mult. Are ceva solemn și cordial în același timp. E britanic și e prahovean în egală măsură. Sala de dans și cea de biliard sunt liniare și sobre. Terasele și sălile de lectură au un aer de mică grădină interioară. Aproape în fiecare seară înainte de cină, mă întâlnesc aici cu Philip Danton să ne jucăm partida de șah. La recepția lui Rice nu mă duc. Suntem încă supărați în urma scandalului de joi și pe urmă n-am frac, ceea ce e indispensabil. Rămân bucuros la cabană să ascult discurile pe care mi le-a împrumutat Marjorie. Aș fi vrut să-l conving pe Dronțu să nu se ducă nici el, dar n-a fost chip. Ce? O să mă sperii eu de un american, 3 nemți și 5 englezoaice? Zici că n-am frac? Lasă cu coane, că știu eu ce e aia să fii elegant. S-a pudrat
s-a parfumat și cu foarte multă grijă și-a construit o ținută triumfătoare. Haine albastre deschise, pulover cafeniu, guler tare, papion cu buline și ghetre albe. Un moment m-am întrebat dacă Marin ăsta nu este în realitate un umorist, îndeletnicindu-se cu ultragierea voluntară a prejudecăților. În felul ăsta, intrarea lui la club ar fi o lovitură de geniu. Scump băiat! A plecat fericit, învârtindu-și bastonul lui nodros între degete. Și l-am invidiat pentru sănătatea lui de fier în vecii vecilor inatacabilă. Am lucrat toată ziua pe frânte. Poi mine vine maestrul și vreau să găsească lucrurile în ordine. Marin Dronțu a venit foarte târziu la schele, obosit de noaptea nedormită. Și cum a venit, mi-a spus că are să-mi vorbească. La prânz, Marine, acum n-am timp. Dar la prânz am rămas să mănânc pe șantier, în grabă, căci îi convinsesem pe oameni să facem doar o pauză de jumătate de oră, așa că Marin nu mi-a putut vorbi. Am înțeles că trebuie să fie ceva foarte grav, după aerul lui îngândurat. Făcea ce făcea și tot pe lângă mine îl găseam, sucind și învârtind în sinea lui nu știu ce taină de care voia să fie dezlegat. Du-te, Marine, și te culcă, îi fi bolnav. A rămas până seara târziu, când a sunat de schimbul al treilea jos la sonde. Cum și eu eram foarte ostenit, ne-am dus drept la cabană să mâncăm ce-om găsi. Mă, a vorbit el în sfârșit cu un oftat greu. Mă, tu una s-o știi, eu toate le fac, dar de femeia prietenilor nu mă leg. Asta nu. Nu pricepeam nimic și așteptam să mă lămurească. Uite cum a fost. Azi noapte băusem vreo două pahare și am ieșit pe terasă să mă răcoresc. Am găsit-o acolo, pe marjoria voastră. Bărbată său era la cărți. Nu merg să te plimbi, am zis eu. Ba merg, a zis ea, și ne-am dus. Când am trecut pe la ei pe acasă, ea a zis, hai înăuntru că mi-e sete să beau un pahar cu apă. Am intrat și pe întuneric am dat o sărut și ea n-a zis nimic. Pe urmă ne-am culcat și ea zicea că să nu-i boțez rochia. Pe urmă ne-am întors la club și bărbasul era tot la cărți. Marin Dronțu a tăcut și mă privește, așteptând un răspuns, un semn. Câteva clipe tac și eu, neștiind ce trebuie să fac. Sunt atâtea de făcut. Primul gând e să mă ridic, să alerg până jos la vila Dastănilor și să o întreb pe Marjorie. Ridicol! Marin Dronțu nu minte niciodată în materie de femei. Dar ar trebui să-l mai întreb pe el, să spună, să vorbească tot, să povestească până la urmă cu detalii, să mă ridic de la masă, să mă plimb agitat prin cabană, să dau o fugă până la junele Dagănii, să-i spun lui Dronțu că e un porc. Am ridicat capul. Bravo, Marine! Și pentru atâta lucru te frămânzi tu o zi întreagă, mă? Te-ai culcat cu ea, halal de tine. Care va să zic că nu e supărat? De ce să fiu? Ce mie mie? Neam, nevastă, iubită, treaba ei și a ta. Hai mai bine să mâncăm. Am băut o sticlă de vin și Marin a zis niște cântece de foc. Lasă-mă, că așa este toate, niște dămuri. Mă consola. Continuăm lucrările. Vizita maestrului a pus lucrurile la punct. Întrevederea lui cu Rice a fost totuși mai gravă decât o așteptam. Contasem pe o ceartă de 5 minute. A durat un ceas. Maestrul a plecat de la direcție trântind ușa și a venit de-a dreptul la schele, unde a rămas cu noi până seara, alergând de la un colț la altul, revizuind totul, scrutând totul. L-am simțit încruntat și toată lumea a lucrat în tăcere cu îndârjire. Era parcă un consemn tacit de solidarizare cu el. Cred că a înțeles. Bătrânul Ralph a venit și el pe la ceasurile 4 cu o față lungă, consternată. I-a dat târcoale lui Vieru, neștiind cum să redeschidă vorba.
dar acesta se încăpățânase să nu-i ușureze cu nimic penitența. Până la urmă, bătrânul a trebuit să-și ia inima în dinți. A retractat totul, a cerut pe ocolite scuze și s-a legat să nu se mai amestece aici. Noaptea, maestrul a dormit cu noi, la cabană. Am stat târziu de vorbă cu vin și tutun, toți trei. Se auzeau de departe bubuituri scurte, larg răspândite apoi pe toată valea, ca și cum fiecare sunet s-ar fi fărâmițat în mii de cioburi mărunte. Este o sondă care a răzbit de vreo două zile la Steaua Română. Parcă ar fi fost undeva, în noapte, o respirație de animal prizonier. Aseară m-a căutat la cabană Pierre Dagany. Am fost surprins că-și nu venise niciodată până atunci, bietul băiat. Simte că s-a întâmplat ceva, dar nici nu știe precis ce, nici nu are curajul să bănuiască. Dacă aș fi sigur că are în suferința lui destulă libertate de spirit, i-aș povesti și cu puțină inteligență ar trebui să fie consolat. Ne-am dus împreună spre sonda stelei să privim cum se lucrează. Erau făclii multe ca la un fel de ciudată retragere cu torțe. Umbrele oamenilor creșteau imense în jur până departe pe dealuri. Mi-a vorbit despre plecarea lui care se apropia și se silea să pară indiferent. În definitiv, de ce pleci dumneata? Crezi că ai o universitate mai bună la Budapesta decât la București? Nu știu dacă e mai bună. E universitatea mea însă. Te credeam evreu. Sunt maghiar. Evreu, desigur, dar și maghiar. Tata a optat pentru România, treaba lui. S-a născut la Satul Mare, vrea să moară la Satul Mare. Votează, plătește dări, citește ziare din București. Pe mine toate astea nu mă interesează. Nu sunt ale mele, nu le pricep. Eu am crescut cu Andrei Adi. Rămân cu el. Am impresia că m-aș înnăbuși dacă n-aș trăi acolo, în atmosfera aceea, cu oamenii aceia. Și dacă n-ar fi părinții pe care trebuie să-i văd în vacanțe, dacă n-ar fi mai ales altceva, a tăcut, a ezitat, cred că aș rămâne mereu acolo. Trebuie să înțelegi, sunt amintirile mele, e limba, e cultura mea. O cultură care, după câte am auzit, nu te revendică chiar cu atâta bucurie cu cât o revendici dumneata. Așteptam obiecția, mă și miram că nu mi-amintești că la Budapesta în universitate e numerus clausus. Desigur, nu e plăcut, uneori e umilitor, dar când iubești ceva cu adevărat, iubești cu ce e bun și cu ce e rău la un loc. O să treacă și asta într-o zi, nici dumneata n-ai fi altfel. Ne-am întors spre casă pe drumul Ursului. La Danton era încă lumină și Dagany a tăcut brusc. S-a despărțit repede cu un salut grăbit. Un moment am vrut să-l strig din urmă și să-i spun ceva, nu știu bine ce, ceva care să nu-l lase așa de singur. Marjorie a trecut aspe la schele. Purta o rochie verde de fular și o eșarfă albă. Eram groaznic de ocupat, dar am rămas anume mai multă vreme de vorbă ca să nu mă creadă supărat. Se rezemase de niște bârne, cu brațele lăsate moi de-a lungul trupului, cu genunchii ușor îndoiți, de se vedeau desenându-se rotunzi sub rochie. Are oasele fine și lungi. Vorbea cu multă animație și foarte serioasă, dar mi-era imposibil să-mi dau seama despre ce, căci deși mă sileam să o urmăresc sau cel puțin să par atent, gândul meu trecea alături. Marin Dronțu s-a apropiat de noi, dar ea a continuat să-mi vorbească, fără nicio schimbare, deloc surprinsă, deloc încurcată. El a tușit de vreo două ori, s-a învârtit când pe un picior, când pe altul și pe urmă s-a îndepărtat, ridicând plictisit din umeri. O face pe nebuna, mi-a spus mai târziu. Nu așteptam vizita profesorului și telegrama prin care mi-a anunțat sosirea a fost o adevărată surpriză. În sfârșit, capitulează, mi-am spus. L-am rugat de atâtea ori să vie la Uioara și de fiecare dată a refuzat cu violență. Ce faceți voi acolo e o barbarie, un atentat.
Nimic nu s-a făcut mai artificial în România de la 1848. De când am început lucrările exploatării Rice, multe rezistențe au căzut. Singură, rezistența lui Ghiță Blidaru a rămas neclintită. Vierul nu spune nimic, dar cred că în sinea lui suferă de această dizidență pe care o suportă cu atât mai greu, cu cât este de ordin strict intelectual. Dacă profesorul Ghiță, cum îi spune el, ar fi un tehnician în materie, cred că obiecțiile lui l-ar necăji mai puțin. Unei cifre i se pot oricând opune alte 10. Dar adversitatea profesorului împotriva lucrărilor de la Uioara trece dincolo de argumentele tehnice și economice. El gândește din punctul de vedere al prunilor, punct de vedere în care ar fi gata să recunoască axa întregii sale cugetări. Oriunde se dezbate o luptă între un fapt de viață și o abstracție, eu sunt de partea vieții, împotriva abstracției. Maestrul e dezolat de tăria acestei poziții inatacabilă, când transcrie problema pe un plan și pe o scară de valori cu care el n-are nicio legătură. Ce mă scoate din sărite în profesorul Ghiță este metafizica. Într-o chestiune în care sunt în joc atâtea fapte și lucruri concrete, bani, pietre, petrol, lucrări de drenaj, de canalizare și de construcție, el intervine cu probleme de conștiință. Eu gândesc în concret, el în metafizic. Concret, concret, răspunde disprețuitor profesorul. Nu există decât un singur lucru concret, omul. Cearta asta durează de mai bine de 5 ani, din ziua în care afacerea Rice a fost încheiată. Ghiță Blidaru a refuzat demonstrativ să ne viziteze la Uioara, refuzând astfel să ia cunoștință de ceea ce pentru el este mereu o crimă organizată. În sfârșit, capitulează. Mi-am spus cu prea multă grabă primindu-i telegrama. M-am pripit. Departe de a capitula, a decis să formuleze public critica împotriva lucrărilor noastre. Cursul lui de anul ăsta va trata despre economia românească și deformările ei europene. Lecția de deschidere se va ocupa anume de cele două Uioara, veche și nouă, ca punct de plecare al întregului curs. Pentru asta a venit aici, să-și ia oarecare informații directe. Nu m-a lăsat să-l însoțesc în plimbările lui prin sat. Mă bănuia de complicitate cu Vieru. Tu rămâi la schele și vezi de treabă. Eu umblu singur. Pe seară a venit să mă ia de la lucru. Eram în bocanci, salopetă, cămașă, fără mâneci și fără guler. Se pare că m-am înnegrit teribil în ultimele săptămâni de soare. Ai un cap de pietrar, mi-a spus el. Îmi face plăcere să te văd. Un cap de pietrar? Nu știu. Mă simt însă liber, împăcat, gata să primesc lucrurile ce vin și trec, să aștept dezlegarea lor cu supunere, să le privesc fără spaimă, să le pierd fără deznădejde. Mă gândesc la marile mele probleme personale de pe vremuri și nu le pricep. Nu le pricep și pace bună. Viața este simplă. Viața este imens de simplă.